în istoria naționalei și pentru că ai marcat la un moment dat 4 goluri într-un meci cu Feroe, da, nu? Da, știi că eu sunt destul de modest. Ceea ce mi-am notat eu pe aici, în 1993, da? Exact. Primul fotbalist care a marcat 4 goluri într-un meci al echipei naționale în epoca modernă. În epoca modernă cu Feroe, mi-aduc aminte, da, așa este, la capitala Feroe. Aveam niște tricouri... La Torșav, da? Da, da. Aveam niște tricouri, mi-aduc aminte de tricourile astea, un pic Banana Moon, nu știu cum se numeau, nu știu, un model foarte ciudat. Și acolo scriu 4 goluri destul de rep, bine, vorbim de Hagi, de Gică Hagi, care îmi pune niște mingi pur și simplu decât să le împing în plasă, deci să le pun latul. Da, și după care... După meciul ăla te-ai certat cu Iordănescu, e adevărat? După meciul acela... Păi, era un antrenor cu care nu te certați și atunci ai hotărât. Da, să... și am hotărât, dar chiar atunci, dacă vă spun sincer, da, datorită faptului că prezența fostei mele soții l-a deranjat foarte mult, era singura femeie din delegație, a venit să, pur și simplu ca să închidem discuția asta, bine, au trecut mulți ani, ea a venit să pur și simplu într-o țară care nu a văzut niciodată. Era o ocazie specială să o vadă. Eu nu, era adevărat, era singurul hotel din din capitala insulei Feroe, dar pe fosta mea nici n-am văzut-o, nici n-am avut timp să... N-am avut, și a, era, s-a supărat? S-a supărat, da. Erai deja însurat? Da, eram deja... Nu eram însurat. Era logodnică. Era logodnică, da. Asta a fost totul. După care, e adevărat, ne-am certat și mi-aduc aminte în aeroportul din Țețe Moraru, poate să vă confirme, în aeroportul din Copenhaga, m-am simțit nevoia să zic lui Țețe, să știi, nu nemitică, ziceam. Mai eu cred că nu mai vin la echipa națională pentru că nu mi se pare corect cum m-a pus neapuiul problema, în sfârșit, adică m-am supărat așa de tare. De asta eram, așa eram, un pic încăpățânat și eu, adică n-ai vin. Și am zis nu mai vin. Și până la urmă cred că m-a sunat neapuiul după câteva zile, i-a spus Țețe, eu nu mai vorbeam cu neapuiul atunci. Și cred că i-a spus probabil Țețe sau Mircea Sandu, i-a fi spus lui Mircea Sandu, nea Mircea Sandu. Vezi că Răducioi s-a supărat, nu știu ce, nu trebuia, am putut și am câștigat, continuăm cursul. Dar ce, a țipat la tine sau? Nu, a avut, da, ceva de genul ăsta, că ce, de ce, în sfârșit, de ce vii cu prietena, zic, nu văd nimic ciudat, adică pentru era ceva... Da, pentru că n-ai ieșit din cantonament. Niciodată, eu n-am fost, am fost extrem de disciplinat, oriunde am fost, din punctul ăla de vedere. Nu mi-am văzut de treaba mea, deci... E adevărat, asta e adevărat. Este... Și chiar ai vrut să te lași atunci? Am vrut să nu mai vin, pur și simplu am zis, nu mai vin. Eram la Milan atunci, atenție. Și mi-aduc aminte când am venit, într-adevăr, hai să vă spun, într-adevăr, când am venit, eu un pic încrezut, așa, am dat 4 goluri. Bine, zic, băi, 4 goluri cu echipă totuși de amatori, astăzi nu mai e chiar așa. Și mi-aduc aminte, ajung a doua zi la Milan, la Milanello și primul care m-a, cred că am mai spus-o asta, primul care m-a felicitat, pentru mine a fost o onoare și, nu știu, mi-aduc aminte întotdeauna, o să mi-aduc aminte de ziua aia. Primul care m-a felicitat a fost idolul meu, Marco Van Basten. Congratulazioni, Radu, bravissimo, bla, bla, bla. Deci pentru mine a fost... Bine, 4 goluri sunt 4 da. Goluri, indiferent. Bine, el dădea 4 goluri în meci oficial. El acest poker îl dădea, între ghilimele, pe teren, în meci de Champions League. Ai mai avut o tentativă de asta să te lași în 96? Sau... Da, 96 de fapt m-am lăsat, mi se pare, dacă nu greșesc. A, înainte nu. Dar după europeanul din 96 am simțit că nu mai pot da nimica, am simțit că nu mai sunt în formă și venise schimbul de generații, venise Adi Ilie care a jucat foarte bine, fantastic de bine a jucat, Viorel Moldovan. Nu am mai vrut să fiu rezervă, asta n-am mai acceptat, adică vreau ca suporterii români să-și aducă de mine aminte ca da, cel care a fost în teren. E greu momentul ăsta. Da, când simți că vin unii care te cam dau la o parte. Exact. De-aia am și acceptat să nu mai vin. Le-am și spus că nu mai vin. Mi se pare am fost scrisoare, nu mai știu. Ceva de genul ăsta am trimis-o de la West Ham și am zis nu mai vin. Mi-am dat seama că nu mai pot. Nu mai pot da nimic. Foarte multe echipe naționale. Acum, după atâția ani, nu știu dacă am făcut bine. Poate ar fi trebuit să mai continui pentru că în viață, într-adevăr, nu trebuie să cedezi, trebuie să încerci să joci șansele până la capăt, dar am fost foarte dezamăgit și de acel turneu, nu mă așteptam să pierdem toate 3 meciurile, să înscriem un gol. Bun, apropo, vorbim de Euro 96. Da. A fost scandalul ăla la meciul cu Spania. Deci Spania ne-a bătut cu 2-1, s-a speculat faptul că, mă rog, după meciul cu Bulgaria, cu gol valabil înscris de Dorinel Munteanu și neacordat, dar s-a speculat că
ați fi cedat meciul Spaniei special ca Bulgaria să nu se califice din grupă. Ții minte, a fost, bulgarii ne-au acuzat. Ce a fost la meciul ăla? Că nu tu la un moment dat ai declarat că a fost ceva, cum să spun, da, neclar așa. Da, probabil am fost deconcentrat, probabil s-au luat golurile prea ușor. Atâta tot, asta am spus. N-am zis că, evident că nu pot să acuz băieții, ar fi un act de trădare din partea mea. Am spus și acum câteva, un an sau un an ceva, și prietenul meu, Gică Popescu, cred că s-a supărat pe mine, dar eu n-am vrut să spun asta. Mi s-a părut într-adevăr o echipă care nu mai avea nimic de spus la acest meci. Am fost un pic deconcentrat și s-au luat niște goluri foarte facil, dar eu n-am spus că... Nu, bulgarii, presa bulgară, niște jucători că... bulgari au spus, dom'le, România a făcut blat ca să nu ne calificăm noi. Da, uite, nu am cum să fac asemenea declarații, pentru că n-am nicio probă dacă ar fi, au trecut foarte mulți ani. Dar, într-adevăr, meciul nu l-am jucat la potențialul nostru mult mai bun, adică să fim mult mai atenți, mult mai concentrați. De fapt, eu îmi scriu, egalez. Și la un moment dat luăm gol în minutul 80 și amor, dacă nu greșesc, minutul 85, cred că îl scrie. Da, ne-au bătut 2-1. Ne-au bătut 2-1, exact. Deci, acum... Dacă tu îți aduci aminte, în delegație sau la meci a fost și Miron Cosma. Mi-aduc aminte, și Miron Cosma era în acea mică tribună în spate. Da, a dat niște declarații, cum că voi, la un moment dat, v-ați retras intenționat ca să-i ajutați pe spanioli să marcheze și să loviți implicit în bulgari. Da. Așa, imaginile, într-adevăr, repet, am luat niște goluri în mod facil. Acum, repet, eu nu știu dacă chiar așa s-a întâmplat, dar trebuia să fim mai atenți și ar fi putut, de ce să nu, dacă nu câștigam, să măcar să facem un meci de egalitate. Dar n-a fost o înțelegere între voi, domne, hai, lăsați-i pe ăștia să nu știu ce. Nu, eu nu știu nimic de așa ceva, nu știu nimic, și de altfel eu îmi scriu golul. Și Ilie Dumitrescu s-a legat, ții minte, a sărit la tine și Gică Popescu. Da, am înțeles, dar Gică, bine, Ilie, care este un prieten extraordinar, nici nu a fost acolo. Ilie nu era cu noi, pentru că mi se pare, el n-a fost convocat pentru că a avut o accidentare. Da, Gică Popescu știu că un pic s-a supărat pe mine, dar n-am zis asta, am zis pur și simplu că puteam să facem mai mult, dar... Deci s-a înțeles, Florin, hai să nuanțăm, s-a înțeles greșit că ar fi fost un aranjament. Exact, s-a înțeles greșit. I-am zis că mi s-a părut un pic ciudat, trebuia să fim mult mai concentrați și să nu luăm gol la asemenea fază, la asemenea acele faze, în ultimile minute, adică atâta tot, dar eu nu am asistat, nu am văzut nimic, nu... N-am de unde să... Da, deci nu poți să depui mărturie în sensul ăsta. Și ar fi un act de trădare față de coechipierii mei.